Primăria Municipiului Deva și Centrul Cultural Dragan Muntean din localitate organizează marți 30 noiembrie de la ora 18 spectacolul folcloric Noi suntem români, dedicat Zilei Naționale a României. Sărbătoarea tuturor românilor este marcată la Deva, la Sala Mare a Centrului Cultural Dragan Muntean, printr-un spectacol folcloric într-o zi de mare însemnătate, Ziua Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României. Evenimentul, care se va desfășura cu respectarea normelor de siguranță sanitară aflată în vigoare, va fi transmis în direct pe pagina de Facebook și canalul de YouTube al Centrului Cultural Dragan Muntean. Ziua Națională a României va fi marcată la Deva printr-un spectacol excepțional organizat în ziua prăznuirii Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României, în data de 30 noiembrie de la ora 18 la Centrul Cultural Dragan Muntean din Deva. Vă așteptăm cu mare drag și cu mare bucurie să ne fiți alături. Le mulțumesc celor care și-au procurat deja invitații, iar cei care nu au reușit, îi așteptăm să urmărească spectacolul online pe pagina de Facebook a Centrului Cultural Dragan Muntean din Deva și pe canalul de YouTube al Centrului Cultural Dragan Muntean. Un spectacol de suflet, un spectacol în care inimile tuturor celor prezenți și celor care ne urmăresc vor bate pe aceleași ritmuri a cântecelor patriotice, a cântecelor de neam și de țară, prin care ne aducem aminte de faptele de glorie ale înaintașilor noștri și să sărbătorim, așa cum se cuvine, Ziua Națională a României. La mulți ani, dragi deveni, la mulți ani români, la mulți ani România! Spectacolul va aduna pe scenă nume mari ale folclorului românesc, precum Nicolae și Tudor Furdui Iancu, alături de grupul instrumental Crai Nou din Alba Iulia, Marius Ciprian Pop, Mariana și Adriana Angel, Cristian Fodor, Ciprian Roman, Ovidiu Homorodean, Sebastian Stan și Nicolae Flaviu Cristia. Acompaniamentul fiind asigurat de orchestra ansamblului profesionist Dragan Muntean, dirijată de profesorul George Câlțea.